De astăzi elevii au revenit în bănci pentru că vacanța de iarnă a luat sfârșit. În conformitate cu ordinul Ministrului Educației Naționale privind structura anului școlar 2019-2020, cursurile anului școlar au început luni 9 septembrie 2019 și durează 35 de săptămâni. Semestrul 1 a început la 9 septembrie 2019 și s-a încheiat la 20 decembrie 2019. Semestrul al doilea a început astăzi, luni 13 ianuarie, și se va încheia vineri 12 iunie. Vacanțele în acest an școlar au fost programate astfel. Vacanța de iarnă 21 decembrie 2019, 12 ianuarie 2020, vacanța de primăvară 4 aprilie, 21 aprilie, cu ocazia sărbătorilor pascale, vacanța de vară 13 iunie până în 14 septembrie. Clasele din învățământul primar și preșcolar au beneficiat și de o vacanță intersemestrială în perioada 26 octombrie-3 noiembrie 2019. Pentru clasele a 12-a zi, a 13-a seral și frecvență redusă, anul școlar se încheie la data de 29 mai 2020, iar pentru clasa 8-a în data de 5 iunie. Cele 5 zile ale programului național școală altfel au fost planificate la alegerea fiecărei școli în perioada 7 octombrie 2019-29 mai 2020. Desfășurarea programului școală altfel nu coincide cu perioada alocată susținerii tezelor semestriale care vor avea loc de regulă la finalul semestrelor după parcurgerea programei școlare. Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează în general în perioada vacanței de primăvară, potrivit unui calendar specific. În zilele nelucrătoare sau de sărbătoare legală prevăzute de lege, nu se organizează cursuri. Calendarul examenelor și evaluărilor naționale, ale examenelor de absolvire, respectiv de certificare, atestare a calificării profesionale, precum și calendarul admiterii în clasa a noua, se aprobă prin ordine distincte ale Ministrului Educației. Evaluările naționale pentru elevii din clasele a doua, a patra și a șasea vor avea loc în perioada 11-28 mai. Absolvenții de clasa 8-a vor susține evaluarea națională în perioada 15-18 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 27 iunie. Prin ordin de ministru, elevii care susțin evaluarea națională participă la repartizare computerizată la liceu, fiind eliminată condiția obținerii măcar a medii 5 pentru admitere. Examenul de bacalaureat se va desfășura în perioada 9-19 iunie, probele orale și digitale, iar în perioada 22-25 iunie, probele scrise. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 7 iulie.